Kidix, da! Barza. Pasărea poate ajunge și la 110 cm și 3,5 kg. Ciocul și picioarele au culoarea roșie. Barza este una dintre puținele specii de păsări mute. În afară de sunetul scos de clănțenitul ciocului, ea nu mai scoate niciun alt fel de sunet. Mănâncă insecte, șoareci de câmp, râme, larve, broscuțe și șerpi mici. Își hrădește cuibul pe case, hornuri sau stâlpi de telegraf și foarte, foarte rar în copaci. Puii sunt hrăniți timp de 35 de zile de ambii părinți, care le aduc hrană în gușă. Știați că cel mai vechi cuib de barză din România este în județul Mureș. A fost construit în anul 1934 și a fost locuit până în anul 2004. Berzele trăiesc în colonii de câte 20-30 de perechi. Cuibul este foarte bine construit pentru că trăiesc în el câțiva ani. De obicei, masculul sosește primul în cuib și prima femelă care îi se alătură este de regulă acceptată, urmând împerecherea imediată. Barza poate atinge în zbor viteza de 90 de km pe oră. Aceasta poate zbura în medie 200 de km pe zi. Femela depune 3-4 ouă care vor fi clocite de ambii parteneri. Poate trăi și 30 de ani. Dragi copii, eu sunt fermierul Ilie și sper că v-a plăcut la mine la fermă. Vă aștept și data viitoare să învățăm și despre alte animale.